Bună dimineața, oameni buni! Ultima zi în Cambodgia și ultima zi a excursiei noastre Vietnam-Cambodgia, plecăm spre casă. Am plecat de dimineața la hotel, ne-am făcut bagajele și mergem la un lac. Am înțeles că e cel mai mare lac din Asia. L-am rugat pe ghid dacă putem să pescuim acolo și mi-a zis că nu prea e nimica organizată, dacă ne cumpărăm noi o undiță de bambus. Și uitați-vă pe Freddy. Suntem în zona lacului Tonle Sap, cel mai mare lac din Asia. Zona asta e o zonă care, normal, în timpul ploilor din monsun, tot inundată aici. Majoritatea caselor stau pe stâlpi. Aici sus încă e bine, că suntem lângă șosea, restul va fi sub apă. Majoritatea lucrează la orezării și când nu este orez, pescuiesc. Și noi încercăm să vedem dacă găsim o undiță să pescuim. Asta e diferența între mine și Freddy, că eu am început discuția, am zis, ne-am oprit la un lac și Freddy v-a spus cum se numește lacul, ce-i cu lacul și absolut. Da, și lacul ăsta crește și se micșorează. Acum are vreo 250 de kilometri pătrați, când este monsun, are 1000 și ceva. Wow. Și diferența de apă este de la 1 metru de adâncime acum la 10 metri de adâncime în timpul monsunului. Ce tare! Hai să vedem unde e. Vine și ghidul cu undița de bambus. And we have a bite also. Okay, that's we, for you. Thank you very much. We have a bite. Oh, not yet. Not so yet. We can find. But it's fitting in the car. It's not too long. I think so. Maybe no problem. Okay, let me hold this. Asta e pluta. Și ac. Asta e acu. Hai că am găsit și undiță. Super tare. Very nice. Very nice. Okay. How much you pay for? It's okay. Yeah? Can I have a bottle of cold water? I will give anyway. Water. Please. Hai să vedem cu undița. Put like this long. Like this. Gata. Ajunge. Intrat? Da, și mai e spate. Da. Perfect. Okay. Avem și undiță, putem să plecăm la pescuit. It's okay, I will stay, no problem. Thank you very much. Intri numai cu atenție cu piciorul și tot în regulă. Ha? Atenție la picior, ai trecut. Da, avem și undiță acum. We take it with us in the boat. Dar trebuie să găsim gheață, să punem pești. Cum ajung până, cu ei până acasă, Freddy? Îi mâncăm pe loc. Ai, mâncăm pe loc, ok. Avem grătar acolo pe barcă și... Că mă gândeam că poate... Să te mândrești acasă? Da, da, zic, să duc și eu 2-3 pești. Îmi iau un sac de plastic. Să sun la Qatar, la ăia, să mă accepte acolo la bagaje cu ei. This is covered by water. Deci când vine musonul, tot ce vedeți aici verde, e acoperit de apă până sus. Am văzut toate casele pe lângă trecut pe niște piloni, stâlpi. Și acum, când și toată zona asta verde, now it's rice here, nu? It is the rice field. Acum e orez, sunt termine în aprilie. Plantații de orez se termină în aprilie și după aia vine musonul din mai și acoperă cu apă tot ce vedeți aici va fi un lac. Un lac. Adică extinderea lacului mare unde mergem noi acum. Da. So those two ladies are transplanting. Femeile astea două transplantează, replantează orezul. And when will be ready the rice in April, no? After 3 months. After 3 months. Da, că de acum e o lună pe aici. Da, deci mai două. So these are all the short-term rice. Orez pe termen scurt. Yes. Short-term rice, n-am mai auzit expresia asta. Am ajuns. Am ajuns la lac? Da. Deci e cel mai mare lac, ai zis, din... Din Asia. Asia. What is the surface of Tonle Sap now, today? Pardon me? The surface of the lake. The surface of the lake today. Oh, it is very shallow now. Yes. Yeah, so the whole surface now? The whole surface is, let's say, the Great Lake is 150 kilometers long.
este 50 de kilometri. 30 kilometers wide. 30 de kilometri, da. Very big. The biggest in Southeast Asia. Deci 4500 de kilometri are area. And it is all fresh water. 950 pe 30. And plenty of fish, different types. But plenty of fish before we start fishing. After no more plenty no of fish. More fish. Okay. Fii atent cu undița, să nu caci acum. That's okay. Thank you. Deci era plenty of fish până am venit eu să pescuiesc. După aia, not anymore. Îi rupem acum. Puțină apă. Deci acum e cea mai scăzută perioadă. Cam un metru, poate și mai puțin de un metru adâncime. Și asta se ridică... Până sus. Până sus. 10 metri. Deci de-aia e așa da, înclinat. De asta mergem așa... Deci el merge până sus încolo. Lacul. Dar ce culoare are apa. Da, de la pământ. Noroioasă. Râd ăștia de mine cu undița mea, dar după ce primi o să pescuiesc cum plâng, că o să le dispară peștii din lac. Să vedem atunci cine mai râde. Uite și barcagiul nostru. Hello. Hello there. Ok. Thank you. B22. B22. Ok. Avem fotolii aici. De stat. Okay, yes, yes. Okay. Ușor. Good. Am reușit să nu mă julesc. Super șalup avem. Wow. Ok. Motor de tractor. Încă legat? Da, da, el nu știa. Nu, trebuie să-i dea puțin ajutor. Să nu zgârie pe asta din dreapta. Ce? Să nu zgârie asta din dreapta. Da. Nouță. Și am plecat pe cel mai mare lac din Asia. Tonlai Sap se numește. Când vine musonul din aprilie-mai, până acolo sus, la copaci, e apa. În timpul monsunului, apa ajunge până sus și mai mult. Și mai mult. Da, inundează acolo încă un metru, doi. Asta are oglindă pentru marșalier. Vezi, are sus oglindă pentru marșalier. Haide. Andiamo. Motoarele lor sunt ridicate, cum vezi, dar bărcile astea, câteodată apa e și mai joasă. Și mai joasă. Și trebuie să meargă la orizontal cu apa, ca să nu intri nisip. Fiind așa de mare lacul ăsta, presupun că are și insule multe. Are, dar nu multe insule. Pentru că e sunt acoperite, chiar dacă sunt insule, sunt numai în timpul ăsta. Când mă începe ploaia, sunt acoperite, așa că nimeni nu locuiește acolo. Cei care locuiesc pe mal aici. O să trecem încă puțin înainte, în față, lângă sate care sunt pe stâlpi.
Bărcile astea se numesc long tail boats. Bărci cu coadă lungă. Din cauza că au elicea la distanță, nu? Da, că dacă bagă în adâncime, n-ar merge. Acum nu era posibil. Poate să fie și 40 cm adâncimea. A, de-aia s-o gândea adaptate special, se poate să lase să coboare. Da. Poate să meargă cu ea la suprafață și poate să bagă și la adâncime. Ăștia aici trăiesc din pescuit. Mamă, ce motoare are și ăsta, zic că e motor de avion. Vezi? Camion. Motor de camion. Cel puțin camion. Pe dreapta ăștia arată că niște beduini, vezi? Da, stau în pescari. Astea. Familii. Acum pe stângă trecem lângă un sat mare. Sunt făcute din table și din lemn. Aici locuiesc oamenii, da, nu? Da, este sat jet pe jet. E sat pescăresc. Și tot e pe pilon că urcă apa. De multe ori apa trece și pilonii ăștia. Și stau pe... merg pe scaun în casă. Sunt monsune care poate să țină inundată o țară din asta, Cambodia, Vietnam, Thailanda. 60% din țară e sub inundații de curs o lună, două, trei. Deci ăștia trăiesc exclusiv din pescuit, Freddy, nu? Absolut. Că au plase, acolo au capcane de pești. Puțin turiști, cum e barca noastră. Văd că pe partea altă sunt arabe, vând tot felul de produse de-astea, da, handmade, artizanale. Da, ei pescuiesc. No, turiști nu sunt pute aici pentru artizanale. Aici mă ajutează lucanici care vin să cumpere pești. E și barca mică, are un motor și o țeavă lungă, ca o coadă lungă. Magazin. Foarte interesant. Viața pe lac. Și sus tuc-tuc. Peste tot motociclete de-astea cu șaretă în spate, cu scaune. Și în oraș. Și tu ai venit aseară cu un tuc-tuc de ăsta, Freddy, nu? De la piață. E, nu, la urmă m-a luat șoferul. Te-a luat șoferul? Da, da. Că n-am stat mult timp la piață. Dar e drăguț și cu tuc-tucul ăsta. All mangrove trees. Mangrove? Yeah. Da, toți copacii ăștia sunt mangrove, pentru că ei pot să trăiască foarte bine și în apă. Mangrove. Nu numai în apă dulce, și în apă sărată. Aici apă dulce. Au zis că tu vii, s-o grăbit să-ți pescuiască, să le rămâne pești.
pădurile astea de mangrove găsești numai maimuțe și șerpi. Alte animale nu găsești aici. Șerpi? Șerpi și maimuțe. Și desigur sunt tot felul de șobolani mici, șoareci, care sunt hrana de la șerpilor. Viață grea, complicată, grea, da. Și asta ce fac ei fiecare zi. Și sunt zeci și zeci de milioane în Asia care duc viața cum o duc ăștia. Numai că nu-i vedem la știri. A fost o catastrofă în Turcia cu cutremuri de pământ. Aici în fiecare an pierd zeci și zeci de mii de oameni în inundații. Dar vedem pentru 5 secunde că e în Bangladesh, nu e important. Nu arată ca noi, sunt departe de noi și sunt departe de știri, pentru că nu e ceva atractiv. În fiecare an face mare și 100 de mii. Aproape că nu auzim de asta. De asta e viața grea. Majoritatea nici nu au electricitate, se folosesc de un generator. Dreapta e cimitirul satului. Asta colorat. E pe dreapta. Cimitirul satului. Este cimitir vietnamez. Este și minoritatea vietnameză în Cambodia. Și din cauza asta, după ce s-a terminat războiul contra americanilor, și că bunianii nu-i orientat pe vietnamezi de aici, Vietnamul a intrat și a avut o luptă care a mai pierdut vreo 90.000 de soldați. Un război care a mai durat 2 ani. Cu ce viteză merg bărcile astea? A? Cu ce viteză merg bărcile astea? Deci s-au bătut și vietnamezii cu cambogienii. Da, cambogienii au fost suportați de către chinezi. Dar cel mai mult a murit în Cambodia, în timpul lui Khmer Rouge, războiul civic, exterminat mai mult de 1,5 milioane. Tragedie mare. Aruncă pește, îi gonește, ți-i intri în plasă.
plăcut cu aer condiționat aici, da? Da, super. Mă gândesc, Freddy, să nu, că mi-e milă de oameni ăștia, am văzut că sărași, dacă eu prind toți peștii, ce mai mănâncă? Adică mă gândesc să las mai ușor așa, adică ia numai unul. Eram pornit foarte tare de dimineață, după ce am cumpărat unii, s-a zis, bă, dar oamenii ăștia săraci, dacă eu prind toți peștii, ei nu mai au ce să mănânce. Ăștia care pescuiau aici, au fost să-mi duci cu barcă de cineva din familia lor, pescuiesc, după aceea, parcă să-i preia. Trebuie să fii născut aici, că dacă nu, nu poți să concepi cum ai trăit aici așa, în fiecare zi, nici o săptămână măcar, nimic. O zi de acum, întreb, cât termină ziua? Deci n-ai venit aici în vacanță să stai două săptămâni pe Maloape, nu? Nu prea. Nimeni aici, aproape, cred, o minoritate, poate știe unde este România. Ce înseamnă zăpadă? Nimic. S-au născut aici și mor aici și asta e toată viața. N-au ieșit nicăieri niciodată, n-au internet, n-au televizor, lum, n-au curent electric, n-au nimic. Acum poate au curent electric de la generator și poate să încarci un telefon. Dar în afară de asta, educații nu merg la liceu ăștia, nici nu merg la școală întotdeauna. Măcar că au școală privată. Școala vieții. S-au născut cu destinul să fie pescar și asta e tot. Se întrețin în viață, nu mai mult. Iar acum au rugat ea plasele. Face cu picioarele în apă ca să vină pește. Să vină pește. Toți mogrobii ăștia să fie sub apă. Când vine monsunul, vezi numai vârful copacilor. Și uite că rezistă. Da, e rezist în apă. Mongrobul e o plantă care poate să reziste în apă. Și luni de zile. Noi încă nu suntem în mijlocul lacului. Asta e o apă care iese din lac. Pe lacul are lățime de vreo 30 de kilometri și 150 de kilometri lungime, când e mic, când e mare nu se vede. Să ne ducă în zona aia cu pești peste 20 de kilograme, că aici nu vreau să prind ăștia mici, cu plinul de ăștia cu plasele. Așteptăm. Intrăm pe un canal. Asta cred că e o insulă aici. This is island? Island? Actually, it is not an island, but aha, just like peninsula, peninsula. This is an island. But when the flood is, it is no disappear. Disappear.
plâng, românii se plâng, israelieni se plâng. Trebuie să spunem, bă, de prostii, când ne-am născut, când ne-am născut. Deci este un sat plutitor. Da, acum nu importă la ei dacă un metru la adâncime sau 10 metri, că se ridică. Hundreds of people, and in the monsoon, when the water is high up, they move back to the shore. So in the dry, they move back in. Okay, so they move back and forth, Când începe monsunul și se ridică apa, ei o iau, ei remorchează și duc spre pământ. Acum când e apa mai mică, stau aici și pescuiesc. Cu copil, cu cățel, cu purcel, cu tot. Satul obișnuit. Și cu televizor, vezi, are antenă. Să vadă fake news. Uite, are de aia panou solar, știi, pentru curent. Da. Toți se folosesc și beduinii au panouri solare în ziua de azi, nu numai pescare și de aici. Asta, de fapt, e o revoluție pentru ei. La câte flori, vezi florile, vezi chiar dacă-s pe lac. Chiar dacă au o căsuță mică așa pe apă, pun ghiveci. Aici au o căpcană pentru pești. Multe case sunt de culoarea albastră. Din ce cauză? Albastru cum este cerul, albastru care gonește duhurile rele. Nu verde, nu altă culoare, albastru, majoritatea. E trafic pe aici prin sat. Am venit la Rașa ori. Uite un copil, cum începe, fără motor, ușurel. Fetiță. Se duce la o colegă de la școală. Să-și facă lecțiile, împreună. Orică da, orică nu. Ce zice băiatul ăsta? O să oprim într-un loc unde poți să vezi crescătorii de crocodili. De crocodili? Și de pești, da. Very nice, very interesting. Yes. Yeah. Da, pe partea altă nu se vede capătul, pentru că e foarte, foarte mare, se vede ca la mare, așa, linia orizontului. Și sunt și creștini aici. Da? Da. Uite, în față este o biserică. Vezi cu ce pe acoperiș. O biserică pe lac. Adevărul că creștinismul a intrat aici din Europa și a fost primit. Deci în termenul că a primit mult ajutor de la biserică. Le-a făcut școli, i-a educat. Nu super, dar de aici vine că s-a alăturat de biserica catolică. Aici nu sunt ortodoxi, ăștia sunt catolici aici. Uitim cu casă cu o grădină în față. Au pus niște vase, niște butoaie vechi, ceva verde.
Azi e duminică, vrei să mergem la biserică, să vedem slujba? Nu știu la ce oră ține, e de acum târziu, o făcut-o. E 11. Depinde la ce oră începe. Mai devreme. Nici o biserică nu începe slujba la 12, la prânz. Arată ca un ocean, nu vezi capătul. Cerul se unește cu apa. Dar te uiți la orizont, nu este pământ nimic. Când ne dăm jos, ancorăm aici. Biserică frumoasă. Da. Arată omenește, da. Este cu Cambodgia acolo sus, Freddy. Da, cu ancorvat. Roșu și ancorvat pe albă, mișto. Și acolo e o clădire mare. Aia acolo de acolo e pe pământ. Okay, so we have a stop here. Okay. Yeah, for fishing. Aici pescuim. Here to fish. Here can just sit down, relax, fishing. Or maybe on the way when we go back on the boat. Hopefully you don't fish the crocodile. How many you have? How many crocodiles are here? The crocodile meat is very good. Very good, right? Yeah. It's like a fish and beef combination, you know. Oh. Very good. Plus, if I catch a crocodile, I will make some belt or a bag, something. Okay. I need only a knife and finish. I can manage. Right. Deci, dacă prind un crocodil, Freddy, mâncăm carnea, că e bună. Ai mâncat crocodil, nu? Din restul facem o geantă. Facem o geantă și o curea, îmi trebuie o curea, neapărat. So you can enjoy on one stop here. Perfect. And with the fishing rod. Okay, watch. Thank you. Yes, I watch. Very carefully. Yeah. I'm out. Ai ajuns la crocodil? Nu știu ce e aici, că nu se vede nimica. A? Nu se vede nimica. Where is the crocodile? Right up there. Right up. Sus. La etaj. Au pus crocodilii la etaj. Aha. A, uite aici, săraci. Dorm la soare. See? Some big, some small. And this, what we have here? Here only fish?
ăștia se bronzează acum. Da. Mi-a deschis gura să intre muscul. Dar sunt în lacul ăsta crocodil sau de unde da. Eu fi dus? De aici. În lac. Așa crescătorii. Păi și atunci ei acum în nota așa... They grow here? Huh? They grow here? Yes. They raise them yeah. here to show the tourists. Aha. And right. they have on the lake crocodiles? No. No, it's a bit of tourists. Because I saw people on the, in the water, you know, it's dangerous. Will be very dangerous, of course. But uite, ăla nu atacă. Really on the lake. Mai, deci în Israel nu sunt crocodile, avem crescătorii. Oh. Ca să faci poze. Okay. Sunbathing. It's a big one. The mother of crocodiles. Opa. Buongiorno. Gata, până acolo. M-a făcut prea mult. S-a enervat ăsta că nu mai poate să stea cu botul acum drept, știi? A pus botul pe el. Deschide gura. El se răcurește cu gura deschisă, știi? Intră aerul. Da. Și gata, a rămas așa, blocat. Mai e încă unul la dreapta, în apă. S-au văzut că-i fac poză și de-aia stă așa nemișcat. Ca să nu iasă poza mișcată. Hai să pescuim. M-am așezat la pescuit aici. Încerc să nu prind toți peștii din lac, să mai las ceva și la oamenii ăștia. Am și plută foarte șmecheră. Asta e puta. Și pescuiesc rău niște creveți ăștia din piață. Să vedem ce o prinde. O să vă arăt așa mari peste 10 kg, sub 10 nu vi arăt că sunt banali. Tot ce prind peste 10 kg, 2, 3, 4, 5, câți or fi, vi arăt. Ne întoarcem de pe lac. Am reușit să prind doi pești. Cu succes. Cu succes, da. Și mergem acum, unde mergem, Freddy? La piață sau unde mergem? Mergem acum la Ancor. La Ancor? Siam Reap. Căutăm un loc bun, să mâncăm un prânz și la piață. Deci zice Freddy că mâncăm un prânz, că nu are microfonul, da. Și după aia la piață. Am urcat la mașină, e bine că afară sunt 40 de grade, avem aer condiționat. Ne-a făcut o fătucă niște poze când am intrat săraca și ne-a cerut $5 pe farfurie de asta. Una mie, una la Freddy. I-am zis la Freddy să ducă acasă și o pune la doamna când bea cafeaua și când ridică ceașca la gură, tot timpul vede în față pe farfurie. Și așa nu se uită niciodată cum e tot plecat. Unde s-a dus? Da. Și de câte ori am urcat în mașină, șoferul tot timpul ne-a ajutat cu șervețele umede. Să ne ștergem. Răcoroase, apă rece de la frigider, adică servicii impecabile, fără ireproșabil. Adevărat. Ne-am întors în oraș, mai avem un avion vreo 2 ore jumate și am venit în piața mare, piața veche aici. Sunt tot felul de meșteșugari care fac în tot felul de desene în piele, cu daltă, foarte interesant. E migălos. Nu poți să greșești aici. Ai greșit, ai găuit pielea, s-a terminat, gata. Am văzut că mai au și înăuntru aici. Și tot felul de tablouri. Uite și băieții ăștia lucrează. Hello. Da. Very nice. How long is take to finish one of this? 5 months. 5 months? Yeah. 5 luni lucrează la lucrurile astea. Because we have a picture on the wall, a temple, Bajon. Yeah. Very nice, beautiful. Yeah, there's something so great. We have a order, the people order for me. The cheapest place. But it's commandated, because la comandă lucrează. You put it on the wall, what do? You can put on the wall. You buy for me, do. I can roll for you. If you, when go back home, you can put on the wall. We have a
the light box, get the light, you can put your salt very nice. Foarte interesant. Yeah. Și astea sunt tablouri. Three cow? Yeah. Din trei vaci. Yeah, have a picture of this one. Wow. I do with us. Huge. Sun. Okay. Bravo. Super. Very nice. Come here. No problem. You more. Something different with the king. Made from Very beautiful. Oh, yeah. Hmm? Yeah, it's nice. Yeah, it's from Uncle Watt. Hai, Freddy, aici se vede ce frumos. Yeah, it's from a story we have us, Uncle Watt. Hmm? It's from a story. 30? Yeah, a story. I have a lot of pictures. Story. Ramadana, Adite, Rinaga. Very nice. Uite ce frumos, nu? Vezi ce frumos? Ce migălosă muncă. Uite. Pico. This one original color. Mm-hmm. Yeah, original color. Yes, nice. Very nice. Foarte frumos. Nu? Am plecat spre aeroport cu Freddy. O să mergem împreună cu avioanele până la Bangkok și de acolo ne despărțim fiecare în treaba lui. Freddy merge la Dubai și eu merg la Doha și de acolo la Tel Aviv și de acolo la București. Freddy ajunge luni dimineață, eu ajung luni pe la prânz acasă. Și sâmbătă ne întâlnim și din nou. Și sâmbătă ne întâlnim din nou. Și plecăm în, să explorăm Israelul, nu? Și mai povestim acolo, facem un live. Aici n-am avut ocazie să facem live. Știu că mi-ați cerut să facem live, dar chiar cu orele a fost foarte ciudat, așa că o să facem un live din Israel și povestim acolo despre călătoria la noastră Bethlehem. De la Bethlehem. Și povestim impresii despre călătoria din Vietnam și Cambodgia. Doamne ajută, sănătatea!